M-am ridicat ca să mă vedeți în toată splendoarea. Mi-a zis unul dintre colegii noștri, Lucian, regizorul de montaj, că am niște blugi foarte frumoși, seamănă cu cei de la turci și probabil că unele trenduri reapar, dar unele ar trebui să dispară, așa ne spune Marea Cristea, și aflăm imediat care sunt trendurile care ar trebui să dispară. Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi vom vorbi despre trenduri care ar trebui să dispară, e o combinație între asta și un clip care circulă foarte mult în social media și anume machiajul 2016 versus machiajul 2021. Este posibil ca pe parcursul acestui clip să mă fi apucat un pic nervii, dar asta pentru că sunt lucruri pe care eu una, și nu numai eu, dar vorbesc în numele meu, eu am încercat să vă învăț pe voi, cele care sunteți aici cu mine de ceva vreme, am încercat să vă învăț trucuri cu adevărat folositoare în viața de zi cu zi. Voi știți, sau dacă sunteți pentru prima oară aici, eu întotdeauna spun și militez pentru, cum să spun, pentru informare. Adică, nu mai copiați tot ce vedeți pe Instagram sau YouTube. Spun asta pentru fetele, adolescentele care mă urmăresc. Știu asta din statistici. Informați-vă foarte bine înainte. Treceți prin filtrul vostru. Încercați efectiv chestiile alea. Nu vă omoară nimeni. Dar dacă vedeți că ceva nu este în regulă, că arată dubios pe față, nu le mai purtați doar pentru că așa vedeți pe Instagram. Bun. Unul din trendurile care m-a izbit efectiv în 2021... este aplicarea rujului roșu în exces pe obraj, înainte de fondul de ten, ca blush, ceea ce nu are logică. Trebuie să spun chestia asta. Eu nu sunt o persoană care să facă lucrurile doar așa, pentru că i-a zis cineva sau a văzut undeva. Dacă nu este logic și nu are un sens lucrul respectiv, nu îl fac, nu are rost și militez împotriva lui total. Bun, rujul roșu pe obraj înainte de fondul de ten. Nu îl înțeleg, nu își are rostul. Aici nu are rolul de a estompa anumite imperfecțiuni, de exemplu, cum sunt primerele colorate care trebuie să... Câinii mei sfore. Primerele colorate care trebuie să acopere anumite imperfecțiuni ale feței. Nu, aici este pus doar ca blush în cantități foarte mari, nu are nici o logică. De ce să îți faci obrajii roșii, după aia să vii cu un fond de ten cu acoperire mare ca să acoperi toată porcăria aia? Peste mai pui și o pudră, un pic de bronzer. De ce? Nu are nicio logică când poți să te dai cu blush, ori fie el sub formă de fard, compact, cum este clasic, sau dacă vrei poți să folosești ruj roșu peste fondul de ten pe post de blush. Eu am făcut asta aici și pe YouTube. Puteți să puneți un ruj roșu, rozuliu, piersiciu, în funcție de tenul vostru. Dar peste fondul de ten și pus într-o cantitate foarte mică. Am făcut aici pe YouTube. Puteți puneți mai bine pe mână și după aia luați cu degetul sau cu burețelul și tapotați. Dar atrocitatea asta... Nu. Apoi, mai este, o să-i spun fix cum îmi vine, efectiv năclăirea feței cu fond de ten. Cu siguranță ați văzut cu pipeta, își pun foarte mult peste tot. Băi, nu, în primul rând arată horror, arată fix acest trece ție prin cap acum, da, așa arată pe față. Doi, nu ai nevoie de atât de mult fond de ten pe față, cel puțin în viața de zi cu zi, nici măcar... în studiouri sau la filmări. Camerele acum sunt ultra HD, filmează 4K, îți iau fiecare porișor. Nu este nevoie de atât de mult fond de ten, cantitativ vorbesc. A, că vrei tu să aibă acoperire mai mare, da, dar ia-ți un fond de ten cu acoperire mare, ceva ce ți se potrivește ție, nu trebuie să pui 3 kg de fond de ten pe față. Mi-a căzut și ăsta paravanul. Da, eu știu că pe efectul un clip e așa, adică gen... te face să te oprești la clipul respectiv și să-l vizionezi. Dar vă rog eu mult, bine, eu știu că voi nu faceți chestia asta, dar în cazul în care v-a dat prin cap, vă rog să nu vă năclăiți fața cu fond de ten. Apoi, trecem la monosprânceana făcută din anticearcăn doar ca să poți să îți machiezi sprâncenele. E ceva de genul ăsta.
De ce? De ce? Trendul ăsta nu e din 2020, nu cred că e 2020, poate chiar 2019, nu știu sigur. Din nou, este ceva ce îți captează privirea și te face să te oprești asupra clipului respectiv. Dar, din nou, nu are sens, este o muncă în plus. Ca să ce? Adică, pe bune, nu poți să îți machezi un pic sprânceana decât dacă ai chirele alea de anticiarcăn puse dintr-o parte în alta. Hai că să zicem că poate aici undeva ți-ar crea o linie în așa fel încât tu să poți să îți egalezi sprâncenele. Dar, dragile mele, nu facem operație pe creier aici, este make-up, chiar nu e nevoie de trucul ăsta. Apoi, sunt sprâncenele lipite de cap cu săpun sau alte geluri. Și o să vă mărturisesc faptul că mie îmi place foarte mult cum arată tipul ăsta de sprâncene, dar nu în realitate, dacă le văd în poze sau în clipuri. Arată foarte mișto. Dar față în față, când ești cu omul, arată extrem de dubios, pentru că din lateral nu mai are niciun pic de volum, este efectiv lipit de cap. Și sincer, se vede horror. Horror! Mai ales că produsul ăla, cât de performant sau de scump ar fi el, texturează puțin firul de păr. După câteva ore îl face așa un pic îmbâxit, adică se vede că ceva nu e ok acolo și se vede efectiv un pic jegos, trebuie să o spun, îmi pare rău. Ăsta este un truc luat cumva în timp, foarte mult în timp, din lumea drag queenilor sau travestiților. Sunt bărbați care se transformă în femei, deci schimbările trebuie să fie drastice, la fel și metodele prin care obțin asta. O lume fascinantă, plină de creativitate și este fabuloasă. Eu am învățat extrem de multe lucruri despre make-up de acolo, doar că sunt anumite lucruri care trebuie să rămână acolo. Dacă nu știți despre ce este vorba, machiajul drag este un machiaj excesiv. Este un machiaj care depășește și rupe orice fel de barieră sau de regulă în make-up. Prima oară când am văzut un clip cu un astfel de machiaj, am fost efectiv... Deci mi-a explodat creierul, pentru că era atât de multe informații, atât de mișto, dar acolo își avea rostul. Ei își, nu știu dacă știți, ei își lipesc efectiv sprâncenele cu un lipici, dar pentru a-și ascunde de tot sprânceana lor naturală, iar peste să poată să vină și să deseneze orice fel de altă sprânceană, să-și mărească arcada și așa mai departe. Încă o dată, acolo sunt cu totul niște schimbări dramatice și impresionante. Iar aceste sprâncene lipite, zic eu că au fost aduse de acolo cumva, dar nu trebuie să intre în machiajul de zi cu zi. Trebuie să rămână în machiajul ăsta flamboyant, așa, de scenă. Ați înțeles voi. Bun, apoi este baking-ul sau, cine nu știe, este excesul ăla de pudră pus sub ochi în mod special sau pe zona T, care se îngrașă mai repede. Bun, în primul rând, există mai multe feluri de pudră. Pudra de baking este o pudră foarte pigmentată, iar noțiunea de baking este o altă chestie adusă din machiajul de travestit, drag queen. Ei efectiv își bătătoresc fața cu pudră în exces, pentru că ei cumva vor să elimine orice fel de trăsătură masculină și vor să se transforme în femei. Este o cu totul altă lume. Iar ei, de cele mai multe ori, ei performează în machiajul respectiv. Ei se urcă pe scenă, cântă, luminile sunt extrem de puternice. Deci aici, din nou, vorbim despre un machiaj de scenă. Un machiaj care nu își are locul în viața de zi cu zi. Nu își are locul pentru că, încărcând zona respectivă foarte mult, în față în față o să se vadă că ceva nu e în regulă, că ceva e în exces, nu e natural, e prea mult. Dar acum, dacă ați văzut clipurile astea 2016 versus 2021, ați văzut că totuși se pune o pudră cu burețelul umezit. Lucru pe care îl fac și eu de foarte mult timp aici pe YouTube și v-am învățat și pe voi. Bravo vouă dacă o faceți de ceva vreme. În schimb, nu folosesc o pudră de baking, folosesc o pudră extrem de fină. Unele sunt HD,
Asta înseamnă că particulele sunt extrem de fine, totul este la nivel micro, așa că zona respectivă nu va fi deloc încărcată. Bun. Rămânem în 2016 versus 2021 și vorbesc despre conturarea pomeților. S-a militat foarte mult pentru acest gest. N-are nicio logică. Nu ți se întâmplă nimic. Unele persoane au osul pometelui foarte vizibil. Dacă nu, cum sunt eu, nu trebuie să faceți așa. Puteți să puneți mâna efectiv și îl veți găsi imediat. Dar toată lumea spunea că trebuie să îți pui produsul de conturare chiar aici, fix sub os. Nu. Nu. De ce? De ce? Gândiți. Pentru că o să îți cobori fața. Eu spun întotdeauna și am spus de fapt întotdeauna aici pe YouTube că toată lumea are bucla asta pe care o face părul exact deasupra urechii. Da? Bine. E, aici puneți pensula și mergeți în jos înspre colțul gurii. Nu foarte mult, vă opriți undeva la jumătatea obrazului și de aici blenduiți în sus. Niciodată sub linia respectivă. De ce? Pentru că vrem să ridicăm fața. Totul are un efect de lifting, nu vrea nimeni să aibă pomeții până la bărbie. Apoi, blushul. Mai degrabă, ăsta este ca un fel de... Nu e chiar un trend, e mai mult un mit, zic eu, acolo l-aș încadra. Și anume, să zâmbești atunci când te dai cu blush. Greșit. De ce? Pentru că, uite, eu zâmbesc, da? Bun. Și am pus blush aici, bine? Bun. Și acum nu mai zâmbesc. Și mi-a căzut fața din nou. Deci, nu vrem lucrul ăsta. Din nou, și blushul are un efect de a ridica fața, iar el se pune, uite-l, exact aici, îl tragi în spate, spre, din nou, spre bucla asta pe care o face părul. A, dacă vrei să rotunjești fața, da, poți să pui blushul aici, mai spre centru feței, mai aproape de nas, dar nu mai zâmbiți, pentru că atunci când stați normal, așa cum stăm toți, o să vă coboare punctul respectiv. Bine? Bine. Mai avem, cred că este ultima, și vorbesc despre iluminator, care este pasul meu preferat în machiaj, dar el trebuie pus cu grijă, în sensul că nu se pune peste tot pe față așa cum face majoritatea peste tot pe social media. Pus aici pe pomete, perfect. Pus aici sub sprânceană, perfect. În colțul intern al ochiului, perfect. Putem să punem o idee cu ce-a mai rămas pe pensulă aici deasupra sprâncenei. Hai și vârful nasului, eu știu tot așa, cu ce s-a mai rămas pe pensulă, nu pui intenționat, se vede dubios. E așa ca un beculeț mic în mijlocul feței. Și din punctul meu de vedere este exclus pe bărbie și chiar aici în arcul lui Cupidon, dar fix aici. De ce? Pentru că arată ca și când ai fi transpirat și ai fi avea și foarte mult sebum pe față. Toate acolo năclăite. Din nou, eu vorbesc pentru un machiaj de zi cu zi. Atunci când te duci la muncă, la școală, la o întâlnire, pe stradă să te vezi cu lumea. Nu vorbesc de pictoriale, shooting-uri, clipuri și așa mai departe. Cu atât mai mult cu cât ai un ten gras. Adică se îngrașă pe parcursul zilei, după câteva ore după ce ți-ai făcut machiajul. Indiferent cât de mult îți mătuiești tu fața, dacă ai un ten care secretă mult sebum, zona T, adică fruntea, nasul, bărbia și uneori puțin aici în lateral, vor fi și mai unsuroase. E, gândiți-vă cât de frumos arată, de fapt, cu iluminator pus peste. E ceva de vis. Bărbia iluminată arată ca o gogoașă prăjită, iar aici, fix între buză și nas, sincer, părerea mea este că arată ca niște muci strălucitori. Îmi pare rău, dar așa e. Ar mai fi chestiile ajutătoare, să le spunem așa. Nu o să vorbesc despre banda aia de scotch sau alte chestii care să te ajute să-ți faci linia asta dreaptă. Pe asta pot să o înțeleg dacă nu ești make-up artist. Vorbesc despre tot felul de dubioșenii, sunt sigură că ați văzut. Chestia aia cu o lingură pusă aici ca să poți să îți faci conturul. Dar
din nou, îți puneai lingura aici și tu conturul ți-l dădeai tot unde nu trebuia, pentru că ți-l puneai fix sub os, așa cum am spus mai devreme. După aia mai era aia cu furculița, ca să poți să-ți conturezi nasul foarte subțire. Mi s-a părut funny, da. În același timp, dacă au fost persoane care chiar au făcut chestia asta, hai mă, că nu e chiar așa greu să-ți dai două dungulițe, pe bune, ce Dumnezeu. Din nou, nu facem operații pe creier, este machiaj. Da, cred că astea au fost toate, eu mi le-am și notat ca să nu le uit. Și pe mine mă găsiți pe Facebook, Instagram și uneori pe TikTok. Dați un follow și acolo, mai ales pe Instagram, pentru că sunt foarte activă. Acolo mai fac giveaway-uri din când în când, live-uri cu anumite persoane. Dacă v-a plăcut clipul, dați și voi un like, dacă nu, un dislike, e ok. Dar nu uitați să vă abonați canalului meu. Eu vă mulțumesc din suflet că ați rămas până la final. Ne vedem săptămâna viitoare cu o altă poveste despre make-up. V-am pupat! Pa! Am ascultat-o pe Mara la un moment dat și mi se par foarte multe lucruri pe care trebuie să le avem în vedere noi fetele în general și așa când suntem adulți, se apar foarte multe probleme. Copiii, să știți că nu cred că au atât de multe probleme și câteodată trebuie să-i ascultăm și pe ei că au problemele lor și nu putem noi ca adulți să le spunem ce, ești copil, ce probleme să ai tu. Au și ei problemele lor mai micuțe, dar trebuie să le acordăm atenție și poate că vor și ei să participe la un spectacol și avem vești bune în acest sens. Să știți că Opera Comică pentru Copii își redeschide porțile și alături de noi se află Zâna Bună a Operei Comice pentru Copii, doamna Felicia Filip, care îi spun bună dimineața și bine ați revenit la noi. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Da, noi ne-am deschis porțile încă dinainte de astăzi, de exemplu. În fiecare weekend avem deja spectacole în sala de spectacol și bucuria este că de fiecare dată și acum trebuie să punem spectacole în plus, pentru că cererea este foarte mare. Așadar, iată, doamnelor și domnilor, copiii sunt cei care doresc în primul rând să trăiască sau să retrăiască ceea ce știau dinainte de acest personaj care ne-a intrat în viețile, care a intrat în viețile noastre de la o vreme. Și atunci, da, suntem în normalitate, copiii se bucură atât de spectacole, cât și de alte activități pe care noi le desfășurăm atât în interiorul, cât și în grădina Operei Comice pentru Copii. Și avem multe, multe surprize și propuneri. În fiecare weekend venim cu încă ceva. Dorim să îmbogățim activitățile noastre sau, altfel spus, jocurile, joaca. Fiecare dintre noi trebuie să ne regăsim copilăria, fie că suntem cu vârste de 3 ani mai mici, de 3 ani sau peste 103 ani. Copilăria este salvarea noastră și avem șansa să o regăsim și să o retrăim având alături miracolul copil. Copilul știe întotdeauna să ceară, știe să își găsească acea cale ce îi este benefică lui, având grijă să fie de mână cu maturul care îl însoțește, îl ocrotește. Și de fapt este el, copilul, cel care propune ce are de făcut. În cazul nostru, în acest weekend, avem un titlu de spectacol ce este savuros și mai ales, așa cum sunt toate spectacolele noastre la Opera Comică pentru Copii, construite pe nivel de înțelegere. Pentru un copil de 3 ani, pentru că este vârsta specificată plus 3, de exemplu, sau plus 7, este un fel de a înțelege subiectul și spectacolul în sine. Pentru cel care vine pentru prima oară, de asemenea, poate să înțeleagă și să găsească acel clou, acea legătură, acea atracție, să revină, pentru că a înțeles că e ceva ce este benefic, ce e frumos, ce îi face bine și mai ales îi face plăcere. Și apoi, pentru specialistul care vine la un spectacol de operă, operetă, musical, ballet. Așadar, în acest weekend avem spectacolul Hapciu în re major, este de fapt o replică din Mamzel Nituș. Este prima operetă ce a fost scrisă ca gen de spectacol și, bineînțeles, la Opera Comică pentru Copii, făuritorii acestui spectacol sunt tinerii noștri talentați artiști pe care
publicul îi așteaptă pe toți cu mare, mare nerăbdare și cu brațele deschise și cu mare iubire. În afară de spectacolul Hapciu în re major, ce se desfășoară sâmbătă în doi timpi, pentru că s-a pus încă un spectacol în plus, adică la ora 11 și la ora 17 și duminică din nou la ora 11. Evident, cu siguranță, cu toate acele reguli pe care le-am respectat și le respectăm în continuare, 30%, 50% și sperăm să fie 100% cât mai curând posibil. Apoi vine următoarea sărbătoare, care se cheamă Ziua Copilului, da? 1 iunie. Ei bine, noi sărbătorim tot timpul, în fiecare moment al zilei sărbătorim Ziua Copilului și îl sărbătorim pe copil și copilăria în sine. Și atunci, pentru acest moment, în weekendul următor, este vorba de spectacolul Peter Pan, copilăria de care nu dorim să ne despărțim niciodată, acea stare prin care să rămâi copil tot timpul. În regia unei foarte talentate regizoare, spectacolul Hapciu în re major este semnată regia Cristian Mihăilescu, iar spuneam despre spectacolul Peter Pan, Antoneta Cojocaru este realizatoarea spectacolului. Poftiți! N-aș vrea să-i răpesc unui copil locul în sală pentru Peter Pan, dar să știți că o să vin și eu, pentru că v-am spus și data trecută, am asistat la repetițiile pentru acest spectacol și decorul este absolut fabulos și zborul lui Peter Pan. Da, mi se pare extrem, extrem de bine gândit și organizat și mai am o mărturisire să vă fac. Așa. Data trecută ne-ați adus câteva materiale și ne-am împărțit fiecare ce și-a dorit. Grozav, am foarte mult cartea de colorat cu creioane și carticica cu lecții de dicție pentru copii. Vă zic că am colorat. Bravo, asta e minunat. De data aceasta am venit cu câteva tichete, pentru că în afară de spectacolele pe care le avem în sala de spectacol, în grădina operei comice pentru copii, sunt acțiuni și jocuri nenumărate. Și pentru fiecare astfel de joc, fie că este vorba de Aventura Park, de Tiroliană, de Labirint, de Școala de Șoferi, de Bărcuța, de Râul Navigabil, și te plimb cu bărcuța, de copacul cântător, etc. Multe, multe jocuri pentru fiecare, ca să poți participa, fie că ești copil sau fie că ești un copil mai mare, ai nevoie de un tichet. Și eu v-am adus o serie de tichete și vă așteptăm cu drag să le folosiți. Lucruri importante, cum te pregătești, nu, pentru a merge în momentul în care dorești să ieși din casă. Și atunci sunt niște reguli pe care trebuie să le îndeplinești pentru a te respecta pe tine și a te impune. Și atunci avem o cărticică ce se cheamă Codul Bunelor Maniere. Este o propunere pe care o facem în joacă, bineînțeles, dar trebuie să știm cum trebuie să ne comportăm în momentul în care mergem într-o comunitate. Respectăm regula casei, dar o facem în așa fel încât suntem de acord, suntem prieteni până la urmă și, în final, copilărim împreună. Apoi să mai vorbim despre faptul că, în afară de spectacolele curente, cum este cazul acesta cu Hapciu în re major și apoi weekendul următor Peter Pan, pregătim premiere. De data aceasta putem anunța că este vorba de o premieră națională, ce deja au început repetițiile, s-a pus în vânzare spectacolul. În 9 iulie este avanpremiera și de atunci încolo urmează un număr de 13 spectacole cu titlul School of Rock. Da, este un titlu, muzica Andrew Lloyd Webber și, bineînțeles, montarea este românească 100%, însemnând regia Emil Pantelimon și, în fine, este întreaga echipă ce realizează spectacolul. Alexandru Ilie, conducerea muzicală, Vladimir Turtulică, scenografie, Cezara
Bleojul este coreografie, Teodora Jarovski cu conducerea muzicală, etc. Toți realizatorii, în orice caz, este o premieră absolută, am putea spune, pe teritoriul României. În afară de aceste noutăți și evenimente importante, avem o a doua ediție a unei competiții de balet. Înseamnă că deja, pentru că la noi toate lucrurile sunt în desfășurare, adică din data de 14 mai până în data de 29 mai, sunt înscrierile la competiția Bucharest Dance Competition, da? Este a doua ediție, ce se va desfășura între 14 și 17 iunie, pe data de 17 este gala, unde voi avea fericita ocazie de a înmâna câștigătorului, câștigătoarei, marele trofeu. Sigur, este vorba de categorie de amatori, categorie de profesioniști. Toate regulile, regulamentul și desfășurarea competiției, toate amănuntele, le puteți citi și vă puteți lămuri despre tot ceea ce doriți pe operacomica.ro. Sigur că pregătim și stagiunea următoare cu o altă premieră, cu un spectacol de operă, fiind vorba de Carmen de Bizet. Dar nu vă spun mai mult pentru că vă așteptăm. În primul rând, intrați pe paginile noastre, fie că e vorba de site, de Facebook, acolo găsiți toate noutățile. În orice caz, spectacole de operă, operetă, musical, ballet, activități nenumărate în grădina operei comice pentru copii, de fiecare dată ceva nou, o surpriză ce vă încântă și vă îndeamnă la joacă. Fie că este vorba de tichetele prin care, după ce am ieșit din sala de spectacol, încântați de povestea pe care am urmărit-o și la care am participat, urmează apoi o zi splendidă pe care o realizăm, o desfășurăm în aer liber, împreună cu părinții, împreună cu cei care ne însoțesc și cu care ne jucăm. Propunem jocuri, propunem acțiuni, activități, suntem responsabili, conducem jocul în așa fel încât să fim și câștigători, să fim și realizatori și să fim în același timp copii. Asta este taina, asta este cheia, noțiunea de a fi, de a-ți petrece copilăria, indiferent de situație, indiferent de locul în care ne aflăm. Dacă reușim să fim copii, reușim să trecem peste orice încercare și putem să îmblânzim orice situație. Dacă ne gândim că acest COVID este un personaj ce a pătruns în viața fiecăruia dintre noi neinvitat și nedorit, ei bine, prin copilărie, prin această stare de neteamă, nefrică și de stăpânire a situației, reușim să-l facem un personaj cu care ne putem juca, pe care îl putem educa, pentru că, dincolo de orice, codul bunelor maniere trebuie să fie cunoscut chiar și de acest COVID. El este un personaj în viața noastră care trebuie să se alinieze și să fie împreună cu noi, să ne jucăm împreună. Și în momentul acela, poate că nici masca nu ne mai trebuie, distanțarea trebuie să fie, bineînțeles, să ne spălăm pe mâini, să avem grijă și să îi respectăm pe cei cu care suntem alături, pe cei cu care ne jucăm. Invitația este: veniți la Opera Comică pentru Copii, în Calea Giuleș numărul 16, unde în sala de spectacol vă așteaptă poveștile, partenerii, cei cu care ne jucăm, cei care ne povestesc și ne fac viața frumoasă, după care aceiași parteneri devin persoane sau alt fel de personaje ce ne conduc și ne fac să deslușim tainele acestei copilării prin jocuri. În grădina Operei Comice pentru Copii este locul în care toți
putem deveni copii și uităm că avem o casă unde trebuie să revenim, că poate avem școală, poate avem teme, poate avem lecții, poate avem alte lucruri de făcut. Pentru că aici facem și lecții, învățăm muzică, învățăm să dansăm, să ne comportăm frumos, să comunicăm, să ajutăm, să dăruim iubire și în același timp poate să fim de folos celui care are nevoie de noi, fie că suntem copii, fie că suntem maturi. Până la urmă, suntem omul, suntem acel cineva de care poate alt cineva are nevoie. Și printr-un zâmbet, printr-un cuvânt frumos, printr-o strângere de mână imaginară sau efectivă, reușim să fim împreună, să avem puterea să întâmpinăm și să stăpânim orice încercare și în același timp să regăsim frumusețea, bucuria copilăriei, zâmbetul, să putem râde, să ne putem juca și să putem face absolut orice în această stare de spirit. Nimic nu este greu, nimic nu este complicat sau complex dacă facem cu convingerea că ne folosește, putem să facem acest lucru și mai ales îl facem cu ușurința și cu ajutorul jocului și al copilăriei. De fiecare dată când ne treceți pragul, aduceți o magie aparte și cred că foarte multă lume a pășit acum alături de dumneavoastră în această lume a copilăriei. Îi îndemnăm pe cei de acasă să treacă și ei pragul operei comice pentru copii și vă mulțumim ca de fiecare dată că ne sunteți alături și ne inspirați de fiecare dată. Cu mare drag, pentru că într-adevăr echipa este minunată. În spatele meu sau de jur împrejurul meu sunt artiști, sunt oameni pe care poate nu-i vedeți sau cărora nu le știți numele, dar sunt vitali. De fiecare dată ei sunt acolo pentru a face bucuria și frumusețea să existe. Iubirea până la urmă, generozitatea contează, indiferent că numele nostru este în prim plan sau nu. Noi suntem acolo și suntem cu tot atașamentul și dăruirea de a ne fi bine tuturor, de a fi împreună, de a fi o echipă, de a fi mulți copii care se joacă cu bucurie. Vă mulțumim tare mult! Noi vă așteptăm cu drag de fiecare dată, iar pe cei de acasă îi îndemnăm să vină la opera comică pentru copii. Și mai departe vreau să cunoașteți chiar un copil, un copil foarte talentat, un copil care vorbește liber și deschis despre cum să fie în siguranță pe internet, pentru că iată, internetul a pătruns în lumea copiilor ceva mai mult decât ce ar fi dorit părinții. Și Carina Dănețiu este absolventa școlii de supereroi Învață Oul pe Găina. Vă invit să o cunoașteți chiar acum și să rămâneți alături de noi, pentru că eu zic că o să o cunoașteți ceva mai mult. Internetul este o invenție foarte utilă. Poți să afli o mulțime de lucruri și să ții legătura cu toți prietenii. Folosește totuși cu măsură timpul petrecut pe ecrane și află cum să explorezi online în siguranță. Dacă te-ar întreba un străin care este adresa ta, tu ce îi spune? La fel ar trebui să faci când ești pe internet. Securizează-ți secretele. Nu împărtăși cu cei pe care nu-i cunoști datele tale personale și nici datele părinților, școlii sau prietenilor. Acestea sunt secrete și reprezintă un tip de informație personală pe care dorim să o păstrăm privată sau să împărtășim doar cu familia sau cu prietenii de încredere. După ce ai împărtășit un secret, nu mai poți controla la cine ajunge. De exemplu, dacă oferi parola ta unui prieten, poate ajunge la un alt prieten și tot așa. Mai multe persoane vor avea acces la informațiile tale personale. Le pot copia, iar tu nu le vei mai putea ține secrete. La fel se poate întâmpla cu orice altceva împărtășești pe internet. Eu, de exemplu, am fost într-un joc numit Roblox și un prieten de-al meu m-a întrebat care este... username-ul meu de la cont și parola mea. Eu am zis, de ce? Și el a zis, pentru că vreau să-ți mai dau câțiva Robux, că așa se numesc în jocul ăla, bani. Să-ți dau bani. Și eu, nu, pentru că cine știe cui mai poți să-i dai și ce să faci cu contul și parola mea. Ține minte, securizează-ți secretele. Nu divulga pe internet adresa ta, e-mailul, numărul de telefon, parolele, numele de utilizator, datele bancare ale părinților sau documentele școlare. Aș vrea să ne bucurăm și mai mult în această dimineață de înțelepciunea pe care o are Carina și, bineînțeles, de sfaturile care ne folosesc și noi adulților, pentru că și noi riscăm să cădem în capcane câteodată. Așa că am să îi spun bună dimineața Carinei Dănețiu și Nadiei Tătaru, cofondator al unui radio pentru copii. Bună dimineața! Bine ai venit, Carina! Bine ai revenit, Nadia! Bună dimineața! Bună dimineața!
Mă bucur tare mult că ne-ați trecut pragul și aș vrea să vă întreb de unde această curiozitate față de a fi în siguranță pe internet. Răspund eu sau Carina? Cum vreți, ia să vedem cine își dorește să răspundă la întrebarea asta. Spune-mi tu, Carina, ce înseamnă pentru tine să fii în siguranță online? Păi, pentru mine înseamnă să nu fiu mumeala la, nu știu, niște chestii care se pot întâmpla online foarte periculoase. Tu folosești câteodată și telefonul sau tableta părinților? Da. Să știi că, uite, poate tu nu ai conturi de la bancă pe telefonul tău mobil, dar probabil că ei au și, uite, și ăsta ar putea fi un pericol dacă cineva vreodată îți cere accesul la contul pe care l-au părinții tăi. Da. Deci, iată că sunt foarte multe contexte noi cu care se confruntă societatea. Nadia, ție, ce ți s-a întâmplat din experiență în perioada asta cu social media? Ai avut vreodată vreo problemă? Probleme am avut multe, dar am avut niște revelații. Și revelațiile sunt că, uite, copiii cred că stau mai mult pe net în perioada asta decât noi, adulții. Copiii navighează mult mai intuitiv, știu mult mai ușor decât noi, adulții, să navigheze pe net. În schimb, copiii pur și simplu nu au experiența de viață și nu pot prevedea problemele, pot fi foarte ușor de păcălit. Și atunci, cumva, noi trebuie să facem echipă, adulți-copii. Ei poate să ne învețe cum să navigăm ușor, să comandăm ceva pe net și așa mai departe, pe noi adulții, care facem cu un deget acolo mai greu treaba, dar și noi trebuie să venim cu experiența noastră și în proiectul acesta a Eroii Internetului, pe care l-am dezvoltat împreună, a fost o colaborare foarte faină, care s-a produs între specialiștii de conținut media, specialiști de conținut IT și copii mai mari, care au experiența lor, pentru că au conturi în social media, pentru că au fost bine îndrumați de părinți lor și de adulții din jurul lor, au o experiență și știți care e a doua revelație în perioada asta? A doua revelație este că această generație de copii primește mai greu sfaturi de la adulți, primește mai ușor sfaturi de la copii mai mari care au trecut pe acolo. Și atunci am zis, dragi copii, dragă Carina și dragă David, ia să vedem cum ați face voi. Cum i-ați învăța voi pe ceilalți copii din experiența voastră? Și așa s-a făcut acest proiect, s-a co-creat dintr-o nevoie care există în piață, dintr-o experiență de la copii, de la o supraveghere atentă și bine documentată de la adulți, pentru că este un proiect colaborativ și cu cei mai buni specialiști în domeniu. Și zic eu că am făcut treabă bună. L-ai menționat pe David și aș vrea să-l cunoaștem și noi în această dimineață. N-aș vrea să ratez ocazia să știe lumea despre ce este vorba, să primească sfaturi și de la el și apoi să revenim în platou, pentru că am câteva întrebări pentru Carina, așa, din experiența ei de până acum. Vă invit să-l urmărim pe David Măruță și să aflăm puține lucruri și din înțelepciunea lui, pentru că avem nevoie și de opinia unui băiat în această dimineață și revenim aici în platou alături de Carina și de Nadia. Internetul este o invenție minunată. Îți dă ocazia să ții legătura cu prietenii și să afli chestii noi. Ai grijă să folosești cu măsură timpul petrecut pe ecrane și află cum să folosești online-ul în siguranță. Voi ce faceți pe internet? Eu, de exemplu, stau pe Insta, pe YouTube, pe Facebook și uneori pe TikTok. Pe internet, veștile circulă rapid, și cele bune și cele rele. Asta înseamnă că poți vorbi cu familia și cu prietenii, dar te poți trezi deodată în situații dificile, pe termen lung. De exemplu, dacă postezi comentarii, mesaje, video sau alt conținut care îți poate face rău, ție sau cunoscuților tăi, acestea pot fi distribuite de alte persoane. Iar tu te vei uita neputincios la ecran, fără să poți opri chestiile negative. Așa că fii inteligent pe internet. Gândește-te bine înainte să postezi ceva. Ține minte! Internetul ține minte orice postezi. Odată ce ajunge online ceva despre tine, cum ar fi o fotografie, un comentariu sau un mesaj, el rămâne online pe veci. Destul cu internetul pe ziua de azi. Mă duc să dau o tură cu bicicleta. Wow! O să te uiți neputincios la ecran. Wow! Carina, ce părere ai despre asta? O să ne uităm neputincioși la ecran dacă facem prostii pe internet și nu navigăm în siguranță? Da.
Uite, eu dacă aș veni, nu mă cunoști și eu îți scriu pe Facebook și îți spun: Doamne, Carina, ce păr frumos ai, vreau să vin acasă la tine să-ți aduc un super șampon care o să-ți facă părul să strălucească și mai tare. Poți să-mi dai adresa ta de acasă, te rog? Ce-mi răspunzi? Nu, nici nu-i răspund. Aha, deci nici nu mă bagi în seamă. Da. Foarte bine. Asta ar trebui să facă toți copiii care primesc astfel de mesaje. Exact. Așa? Nici să nu bagi în seamă, să nici să nu se uite la mesaj. Și ea îi spune mamei, de exemplu, că te-a abordat cineva? Da, mamei îi spun tot. Mama te ajută să mai filtrezi din mesajele astea? Dacă primești vreodată, te ajută, nu știu, să discuți, cum să gestionezi, da. Da? Și celor care au nevoie de sfaturile tale, ce le-ai spune? Uite, că știu că tu vorbești foarte frumos la radio. Ce îi sfătui pe copiii mai mici să facă? Dacă ar primi mesaje de genul acesta, să se ducă la părinți întâi, pentru că ei știu ce se poate întâmpla, cum să gestioneze situația, și nici măcar să nu răspundă. Și dacă ar fi să postezi ceva, vezi ceva interesant pe Facebook, îi dai imediat share sau te gândești puțin înainte? Mă gândesc puțin înainte. Ce nu ar trebui să postăm pe Facebook, de exemplu? Păi, n-ar trebui să postăm poze cu noi fix lângă casa noastră. Pentru că, cine știe, poate s-ar putea vedea adresa sau cineva ar putea spune unde locuim. Da, și nici lângă emblema școlii. Chiar așa, că pot veni oameni și vine la școala ta, chiar, să te ia. Foarte interesant. Uite, nu m-aș fi gândit la treaba asta. Noi am mai avut un proiect foarte interesant de prezentat, catalogul de furturi, și că nu e bine să faci poze nici în casă, dacă ai un laptop de valoare în spate, dacă ai un televizor super șmecher, că cine știe, cineva află unde stai, ce ai în casă, unde ții și vine și ți-l ia. Deci iată că trebuie să avem mare grijă și noi ca adulți. Da. Aș vrea să îmi spui tu, Nadia, ce ai mai aflat de la acești oul învață pe găina? Da, școala de supereroi ne-a adus multe informații din conectarea asta între realizatori de radio și copii. Și ce să zic, copiii chiar știu lucruri, cunoștințele lor sunt complementare cu ale noastre și facem o sinergie foarte bună dacă le punem împreună. Chiar este o treabă bună. Și uite, o chestie pe care părinții nu o știu și mi-am dat seama că e nevoie să o cunoască, este faptul că internetul ăsta e o lume nouă. E ca și cum i-am dat drumul copilului în lume. Și dacă facem o paralelă așa, că pentru prima dată când iese copilul singur în oraș sau pe stradă, noi îi spunem foarte multe reguli. Ai grijă, nu traversa, ai grijă, sună-mă când ajungi, sau ce spuneam cu alegrie, cu cine te joci, nu vorbești cu necunoscuții, dacă cineva îți dă o bomboană, nu te duci după el și așa mai departe. Deci noi îi dăm foarte multe instrucțiuni când copilul se duce poate 5 minute pe trotuar să cumpere o pâine și se întoarce. Da? Dar când intră pe internet, noi adulții nu conștientizăm toate pericolele astea și noi spunem: mama, copilul meu este liniștit, e acolo pe canapea, se joacă pe telefon. Ei bine, nu e așa. Copilul acolo iese în lume și s-ar putea ca să fie prima lume în care el iese și nu cea din cartier. Și atunci noi adulții ar trebui, dacă deja i-am lăsat în lumea aia, să, nu știu, să tragem aer adânc în piept, să-i chemăm la o discuție așa cu pufuleți, cu ceva popcorn așa, și să spunem: ia spune, hai să împărtășim ce muzică îți place, ce ai descoperit tu pe net, ce glumițe îți plac, ce ai mai văzut, ce prieteni mai ai tu pe net, hai să-ți arăt și eu contul meu, hai să-mi arăți și tu contul tău, și cumva să facem schimb de informații, nu să luăm la rost, ia să văd ce ai făcut, sigur ai făcut ceva, nu, hai să vedem, pentru că copiii au și intuitiv așa inteligența să se apere. Dar noi, ca părinți, să recuperăm neștiința asta și timpul pierdut, zic eu, și să punem în comun și să vedem ce fac ei acolo și să intervenim. Iar dacă nu știm exact cum să intervenim, să vedem eroii internetului, pentru că sunt o serie de 25 de episoade deocamdată, foarte scurte, un minut, două minute episodul, care ne dau niște informații foarte clare, nu științifice, din lumea copiilor, foarte reale și relevante, care cred că ne ajută foarte, foarte mult. Și s-ar putea să învățăm și noi, adulții, foarte multe lucruri de acolo, că și noi suntem niște copii în ale internetului.
Uite, pe final aș vrea să te întreb pe tine, Carina, sunt unii părinți care spun nu intru în viața personală a copilului, nu mă uit pe telefonul lui, să nu simtă cumva că încalc intimitatea. Dacă mami ți-ar spune, uite, te las să ieși în oraș cu prietenele, dar mergi cu taxiul și eu îți urmăresc locația pe GPS, să știu exact unde ajungi. Te-ai simțit vreodată îngrădită? Eu m-aș simți mai în siguranță dacă ar fi așa. Cine știe ce se poate întâmpla și, da, dacă mama ar ști unde sunt exact, m-aș simți mai în siguranță, dar nu chiar așa. Văd unde ești și scriu mesaj la fiecare 5 minute. Deci cu măsură așa, exact, echilibrat. Exact, da, dar măcar să știe unde sunt. Mai am o sugestie pentru tine. Uite, de exemplu, e foarte util să fim safe în zona de online, dar când ieșim afară, dacă ți se termină bateria, tu cunoști vreun număr de telefon de la mama, tata, cineva, pe de rost? De la mama, da, știu pe de rost. Perfect, uite, și asta e un lucru foarte important și vă mulțumesc că ați venit astăzi să ne povestiți. E o lume nouă, într-adevăr, și invităm pe cei de acasă să descopere episoadele pe care le-ați pregătit pentru ei. Vă mulțumim și vă mai așteptăm. Mulțumim și mulțumim. Puteți să vedeți aceste episoade într-o scurtă pauză de publicitate, vreo 5 așa la număr, dacă a zis Nadia că sunt de un minuțel și ceva. Cam atât durează pauza noastră de publicitate, după care vă așteptăm să reveniți aici la Matinal.